Coaiele, îți spuneam că mi se pare în ultimul timp mai puțin folosite. Coaie era o expresie foarte des întâlnită la începutul anilor 2000. Nu știu exact de unde venea, a evoluat înainte de coaie, bineînțeles, a fost altceva. Era foarte prezentă pe albumele hip-hop, de exemplu. Erau hituri, niște evergreen-uri ale muzicii hip-hop românești. De exemplu, B.U.G. Mafia, după blocuri, avea refrenul coaie, s-auzea din două în două minute și s-auzea în toată România. Era ceva de genul, fiindcă tot un cartier se bazează pe coaie. De altfel, acel album, după blocuri, aproape în fiecare melodie întâlnești cuvântul coaie. Asta nu înseamnă că oamenii ăștia au impus o modă, ci dimpotrivă, înseamnă că acest lucru exista și doar l-au preluat și l-au folosit sublimându-l în scopuri artistice. Acum, coaie, ți-am zis, mi se pare într-o degringoladă, ba chiar într-o regretabilă dispariție. Cuvântul care a înlocuit coaie este cuvântul boss. Dar nu este boss, B-O-S-S, se scrie B-A-W-S, e așa un fel de boss. Suntem într-o etapă mai internaționalistă, trăim o epocă globală în care strămoșeștile noastre coaie ușor-ușor s-au pierdut.